Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. După ce nu mai, uite, vine vacanța, trebuie să facem asta. O universitate din România începe cursuri de psihologie animală. Adică nu animalele merg la cursuri, să nu se înțeleagă că am vrut noi să mergem, animalele alea vor să... Nu. Oamenii se duc la cursuri ca să înțeleagă psihologia animală. Deci ne facem cercetători de psihologie animală. Bun. Specializați pe pisici. Nu te poate contrazice nimeni. Niciodată. Vine omul cu pisica sau câinele la tine, da. Tu îi dai un diagnostic sau, mă rog, îi faci terapie. Domne, vezi că e deprimat. Bă, da, e complicat la pisici. Îi faci reiki, aiurei la pisici. Eu am senzația că pisicele ne studiază pe noi. Și absolut. Viețile excepționale, cum e? Viețile extraordinare, extraordinare ale pisicilor. Pisicilor. Chiar au viețe extraordinare. Dar vezi scena, că vine și spune stăpânul, vă rog frumos, vorbiți un pic cu ea, că nu, nu mai merge la litieră. Îi spui tu, trebuie să-i facem reiki. Să-i facem ceva. Și tu stai ce stai de vorbă și la sfârșit concluziile ce are. Da. Doamnă, să știți că are niște preocupări. E melancolică, e dor de o verișoară. Care? Dacă zici că e dor de o veveriță. Și eu îi joc-o pe asta. Da, exact. Și ce să-i fac? Mai veniți cu ea pe aici, că mai vorbesc eu. Îi recomand psiholog. Trebuie să duceți la psiholog. Am eu un prieten. Tu ești psiholog? Păi nu. Tu studiezi. Și o trimis la alt psiholog că să-și revină. Da, păi facem, facem o echipă. Asta e ca cu veterinarul care se duce la medicul de familie. Și medicul zice, și ce vă doare? Păi așa poate oricine. Da, 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 da. Și o trimis la domnul Petreanu, care e psiholog. Psiholog de pisici. De pisici, de pisici, evident. Poți să înțelegi de ce fac pisicile numai ce vor ele, întotdeauna. Adevărul, de două ori pe săptămână, marțea și joia, în Corbean, care cabinet. Se rezolvă. La mine în cartier este invazie de pisici. Și la mine în casă. Deci după ce s-a prăpădit poche, toate pisicile din cartier s-au vorbit o rază de un kilometru, că e liber locul. Și hrănim la pisici care vin pe acolo, este ceva de speriat, se mai și bat între ele, înțeleg că dacă nu mai e un stăpân motan al casei, acum na. Da, se urcă pe toate alea. Deci chiar ar trebui să fii psihologul lor, că da, uite ce e acolo, e o nenorocire la tine în curte. Da, este una care mă pândește când deschid, când parchez mașina și deschid portiera, sare în mașină. De bucurie că mă vede. Este ceva uluitor, să urcă pe mine. Zici că poate câine, mă. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.